Ministrul Sănătății a găsit înlocuitor medicului Laura Acatrinei, fostul director adjunct al Direcției de Sănătate Publică Botoșani. Noul adjunct va activa până la organizarea unui nou concurs. A fost desemnat un nou director adjunct de Sănătate Publică în persoana doamnei dr. Drăgușin Alina. Bănuiesc tot prin ordin al... Da, prin ordin al Ministrului Sănătății, cu delegare de atribuții și responsabilități privind funcția de director executiv adjunct de Sănătate Publică. Este o perioadă anume sau... Este până la organizarea concursului, până la ocuparea postului. Noua șefă adjunctă de la DSP este colegă cu Laura Acatrinei și a primit vestea în timp ce se afla pe teren. Specializarea mea este de medic epidemiolog, postul este de inspector grad asistent în cadrul compartimentului de control unități și servicii de sănătate, ca și doamna dr. Acatrinei. Pe teren, eram la un control pe teren și am primit telefonic vestea. Este o responsabilitate. Foarte mare. Laura Acatrinei a fost înlocuită din funcția de director adjunct al DSP Botoșani după ce ministrul sănătății a acuzat-o că posta bancuri pe rețelele de socializare în timpul serviciului. În paralel se desfășoară o anchetă internă pentru a vedea dacă fostul adjunct este vinovat sau nu.